Atenție creștini, o revelație de la Dumnezeu. Acest înger duce această persoană în familia unor creștini care în timpul nopții dor dezbrăcați. Domnul nu vrea ca bărbatul și femeia în timpul nopții să doarmă dezbrăcați. După ce au avut relație intimă, ei trebuie să se îmbrace pentru că este urât înaintea Domnului ca soțul și soția să stea în pielea goală înaintea îngerului care trebuie să stea lângă el sau înaintea Domnului. Și din pricina aceasta vin asupra lor duhuri necurate și au coșmaruri uneori noaptea și nu pot să doarmă. Deci, din pricina aceasta, Domnul a arătat că toți aceia care doarme dezbrăcați în pielea goală, fie soț cu soție, vor sfârși în iazul de foc, vor ajunge în iad. Aceștia reprezintă pe cei care au dormit în timpul nopții dezbrăcați în pielea goală înaintea Domnului. Deci e păcat să dor noaptea dezbrăcat. Sau așa, exact cum sunt ăștia cu bustul gol și în pijama sau femeia în costum de baie. Deci Domnul vrea să fim îmbrăcați complet, că poți să fii atacat de duhuri necurate. Nici așa nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu soțul și soția să doarmă în patul lor, în costum de baie sau chilot și maieu, pentru că poți să fii influențat în visurile tale de duhuri necurate. Uitați-vă cum arată un bărbat și o femeie care doarme în timpul nopții în felul acesta. Urât! Îngerii lui Dumnezeu nu mai poate să stea lângă ei să-i privească noaptea și din contră vin duhuri rele în jurul lor. Nici în felul acesta nu este bine, pentru că poți să fii atacat de duhuri necurate. De aceea, frați și surori, învățați să vă îmbrăcați în pijama și tot ce trebuie ca să nu fiți dezbrăcați în timpul nopții. Iată care va fi sfârșitul celor care dor dezbrăcați în timpul nopții. Iazul de foc. Și nimeni nu va putea să reziste o veșnicie fără capăt într-un loc ca acesta. Este îngrozitor. Acest videoclip n-a fost făcut de mine, a fost făcut de altcineva. Domnul i-a arătat aceste lucruri. Iată cum trebuie să fie bărbatul și femeia în timpul nopții, în timp ce ei dorm, îmbrăcați în pijama, tot trupul să fie acoperit, ca îngerii lui Dumnezeu să poată să stea în preajma lor sau în jurul lor. Vă dați seama, dacă îngerii lui Dumnezeu stau așa cum stă în videoclipul acesta și vede trupurile goale, e o urâciune. Deci aici reprezintă copiii să fie la fel îmbrăcați în pijama, la fel și bărbatul și femeia. Aceasta este pentru dormit noaptea. I-a fost arătat aceluia care a avut revelația sau descoperirea. Așa trebuie să doarmă bărbatul sau femeia în timpul nopții. Acoperit în întregime, nu descoperit. Dacă vreți să ajungeți în cer, în împărăția lui Dumnezeu, țineți cont de aceasta. Și dacă ați dormit până acum dezbrăcat, să nu mai dormiți. Poate ziceți, apoi pe cine deranjăm că nu ne vede nimeni noaptea în patul nostru? Domnul vă vede și îngerii lui. Luați seama la cuvântul Domnului.